Ora 15, bun găsit tuturor, audieri cu scandal în Parlament după violențele din 10 august. Carmen Dan s-a dus neinvitată în fața Comisiei de Apărare, dar nu le-a spus mare lucru aleșilor. Membrii opoziției au acuzat-o pe aceasta că le-a fluturat un raport de 70 de pagini, din care nu a vrut însă să prezinte nimic. În schimb, Carmen Dan a lăudat în continuare intervenția jandarmilor, asta chiar dacă a recunoscut că 10 dintre aceștia sunt cercetați pentru fapte penale. Susțin atitudinea deschisă și transparentă. Și asta a fost o atitudine pe care am promovat-o pe tot parcursul mandatului meu. Nu am primit o invitație oficială la comisie, dar am considerat, știind că astăzi funcționează această comisie, că este oportun ca, însoțită de colegii mei, să venim în fața membrilor comisiei și să răspundem la întrebări. Ministrul de Interne Carmen Dan, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat, dar și șef din jandarmerie, au participat la ședința Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților. Asta după ce liberalii au cerut explicații în legătură cu protestele violente din 10 august. Nu au primit însă răspunsuri prea concludente. Să nu vă imaginați că fug eu de răspunsul la această întrebare, dar reiau și fac precizarea pe care am făcut-o ori de câte ori a existat această posibilitate. Toate aspectele care se referă la susceptibile încălcări ale conduitei profesionale fac obiectul acelor verificări interne. Ședința din cadrul Comisiei de Apărare a fost una cu scântei. Ministrul de Interne a fost permanent în contre cu opoziția. Aceasta a pus pe masă un raport de 70 de pagini cu privire la intervenția în forță a jandarmilor din Piața Victoriei, însă a refuzat să-l și prezinte. Dacă aici suntem într-o emisiune, înțeleg că trebuie să avem genul acesta de comportament. Deci, îmi cer scuze. Eu am crezut că sunt în, ne puteți că sunt în fața unei comisii de apărare care să facă control dorința parlamentar. Da, vă propun să luăm concrete, tehnice. Deși inițial a spus că a aflat de ce se întâmplă în Piața Victoriei de la televizor, Carmen Dan a susținut că de fapt nu a fost înțeleasă corect. E de înțeles că sunteți foarte tânără. Nu mi-am luat datele de la televizor, nu așa am spus. Am spus că eram în concediu, că am urmărit în primă instanță și am primit informații despre ce se întâmplă în piață, date pe toate posturile media, moment în care am luat decizia. Trebuie să înțelegeți că mi-am luat informațiile de la televizor. Mai mult, ministrul de interne a mai spus că până acum, datele din anchetă arată că 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificați ca posibili autori ai unor fapte penale. Ministrul a vorbit și despre ordinul în forță al jandarmeriei. A fost formulat un apel către populație pentru recunoașterea unui bărbat care apărea în imagini, principal bănuit în comiterea infracțiunii de furt. Aici vorbim de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma unei informații transmise către IPJ Ilfov, care a fost direcționată cu operativitate către Poliția Capitalei, bărbatul a fost identificat, depistat și condus la audieri. Acesta a fost reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor în forma sustragerii unei arme și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. A fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, în prezent fiind sub efectul mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru cele două infracțiuni. În data de 20, așa cum bine cunoașteți, în urma activităților desfășurate fără întrerupere în toată această perioadă, inculpatul, pentru că acum vorbim despre inculpat, i-a condus pe anchetator și a fost depistată arma sustrasă. Se afla îngropată la marginea unei bălți de pescuit, de pe raza comunei Petrechioaia, județul Ilfov. Arma a fost îngropată în acea locație încă din ziua de sâmbătă. De asemenea, au fost găsite 4 tuburi cartuș neutilizate, vorbim de 4 cartușe integrale, bărbatul conducând și la locul unde a executat în afara spațiului, vorbim de un teren viran, 2 focuri de armă, unul dintre tuburi fiind găsit. La acest moment sunt continuate cercetările în vederea depistării tuturor persoanelor care au implicație în acest caz. Bărbatul nu are o motivare pentru modul în care s-a manifestat. Dar a recunoscut faptul că a furat acea armă. Așa cum am precizat, inculpatul i-a condus pe anchetator la locul în care a fost îngropat pistolul în ziua de sâmbătă. De unde e, ce vârstă are?
Bărbații care sunt în prezent arestați, doi dintre ei sunt din București, au 24 și respectiv 30 de ani, așa cum am precizat, iar cel care este arestat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și muniților în forma sustragerii unui pistol și pentru tulburarea ordinii publice este din județul Ilfov și are 32 de ani. Vă mulțumesc! Locul în care a tras cele două focuri de armă este aproape de locul în care a ascuns pistolul? Așa cum am precizat, vorbim despre un câmp. În urma expertizei s-a demonstrat activitățile sunt în desfășurare și pentru buna informare a opiniei publice vreau să vă aduc la cunoștință că arma în cauză despre care vorbim este un pistol calibru 7.65, vorbim despre un pistol Carpați, care avea un singur încărcător, vorbim despre 6 cartușe, asupra jandarmului care a fost agresat nu exista o încărcătură de rezervă. Vă mulțumesc! Am ascultat pe Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, cu ultimele detalii legate de pistolul femeii jandarm, care, după cum bine știți, a dispărut în timpul protestelor din seara de 10 august, aceeași femeie jandarm care a fost agresată de un grup de protestatari în Piața Victoriei. Vorbim despre o armă care a fost găsită la 10 zile de la dispariție în zona comunei Petrăchioaia din județul Ilfov. Culmea, cel care le-ar fi oferit locația exactă a pistolului celor din poliție ar fi fost chiar bărbatul acuzat de agresiune, care le-ar fi spus anchetatorilor că a tras cu ea de două ori în joacă, fără să ofere și explicații pentru motivația pentru care a sustras arma. Mai mult, se pare că în zona ar fi fost găsit și un cartuș. Revenim la ceea ce s-a întâmplat astăzi, de o întreagă nebunie în Comisia de Apărare, unde s-a încercat lămurirea. Din păcate, nu s-a și reușit lămurirea evenimentelor din seara de 10 august și pentru cei care mai aveau totuși dubii, vă spun că devine din ce în ce mai clar faptul că PSD nu își va prezenta niciodată scuze și nu își va asuma niciun fel violențele de la mitingul diasporei. Deși nu a fost chemată, Carmen Dan s-a prezentat astăzi în Comisia de Apărare, în care erau discutate violențele din Piața Victoriei și a dat dovadă de o aroganță rară. Doamna din Videle a venit să informeze membrii Comisiei, nu să dea explicații, după cum chiar ea s-a exprimat, a urecheat deputații care au îndrăznit să-i pună întrebări și a dat afară presa. O schimbare radicală de la un ministru care s-a remarcat de-a lungul timpului mai mult prin gafele sale decât prin realizări. Doamna, nu cumva dumneavoastră aveți o atitudine mai mult politică decât tehnică și profesională? Nu cumva ați ieșit din sfera obiectivismului? Flancată de șefii poliției și jandarmeriei, Carmen Dan este pe cai mari. A venit neinvitată, răspunde nu neapărat întrebată și împarte dreptatea în Comisia de Apărare. Cred că în momentul acesta, dumneavoastră, nu aveți suficiente date să spuneți clar Ministerul de Interne nu și-a făcut. Cu siguranța de sine a celui care știe acum unde este întorsura Buzăului, doamna ministru administrează ironii relativ gramaticale. Nu cred că ați sesizat nuanța, domnișoara deputat, dar e de înțeles că sunteți foarte tânără. Iar dacă jandarmii au fost responsabili cu pumnii în Piața Victoriei, acum doamna ministru a pus pumnul în gura presei. Dacă aici suntem într-o emisiune, înțeleg că trebuie să avem genul acesta de comportament. Deci, îmi cer scuze, eu am crezut că sunt în, că sunt în fața unei comisii de apărare care să are dorința de a afla amănunte concrete. După care, jurnaliștii au fost invitați neceremonios afară pentru că înăuntru urmau să fie discutate, nu-i așa, informații clasificate. Să sperăm însă că aceste subiecte fierbinți nu necesită o gramatică sau o geografie elementară, pentru că aroganța doamnei ministru ar putea să dispară subit. Să ne reamintim doar cel mai recent exemplu. Legea nu se aplică în mod egal. Se aplică în mod egal jandarmilor. Tudorel Toader are un prim pretendent, Paula Tănase, și-a depus candidatura pentru funcția de procuror șef al DNA. Aceasta este procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. Ea mai candidat, fără succes însă, și în 2012. Colega mea, Gabriela Mihai, vine cu mai multe informații. Bun găsit, Gabi. Ce se mai știe despre această procuroare? Am găsit, procurorul Paula Tănase a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, al cărei rector este chiar ministrul Justiției Tudorel Toader, în anul 1996. Ulterior și-a început stagiatura la parchetul judecătoriei Galați și ierarhic în timp a ajuns acum să fie procuror al parchetului Curții de Apel Galați. Ei bine, astăzi și-a depus candidatura, de altfel este primul procuror
dumneavoastră, care își depune candidatura pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție în această, cea de-a doua sesiune. Și, de altfel, este și singurul, așa cum spuneam, vorbim despre un procuror care în 2012 și-a mai depus odată candidatura, tot pentru funcția de procuror șef din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, însă atunci nu a ajuns pe lista scurtă a procurorilor care ulterior au rămas pentru a fi desemnați. Așadar, este primul procuror care și-a depus candidatura în cea de-a doua sesiune. Vă reamintesc că prima dată 4 procurori și-au depus candidatura pentru funcția de șef în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și toți au fost respinși de ministrul Justiției Tudorel Toader. Accident teribil la Zărnești, 4 tineri au fost loviți în plin de un autoturism, chiar în fața sediului poliției. Șoferul nu s-a asigurat și nu a mai avut timp să evite impactul. Accidentul teribil a avut loc în plină zi. 4 tineri care erau membri ai unui grup de ciclism mergeau la antrenamente când, într-o fracțiune de secundă, au fost spulberați de un autoturism. Asta chiar în fața sediului poliției. Șoferul venea de pe o străduță laterală, nu s-a asigurat și nici nu a mai respectat semnele de circulație. Când i-a văzut pe cei 4 bicicliști, nu a mai putut evita impactul. Bărbatul a cerut ajutorul echipajelor de salvare. Am intervenit în orașul Zărnești pentru acordarea primului ajutor medical în număr de 4 adolescenți. Este vorba de tineri între 13 și 15 ani. Așa cum ați spus și dumneavoastră, aceștia au fost loviți de un autoturism, au fost preluați de către echipaje ale serviciului de ambulanță Brașov și de către un echipaj SMURT. Medicii spun că unul dintre tineri are răni grave și trebuie să stea câteva zile sub supraveghere. Polițiștii brașoveni au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Valurile Mării Negre nu iartă pe nimeni. 3 oameni au murit în ecaz pe litoral. Un tânăr de 18 ani a decedat în stațiunea Olimp. Băiatul a fost scos din valurile agitate de către salvamari, însă medicii nu i-au mai putut salva viața. La Costinești, un bărbat de 40 de ani a avut acea soartă. Nu a luat în seamă recomandările salvamarilor, dar nici steagul roșu. În Mamaia, un turist s-a aruncat de pe pasarele în apele agitate, iar impactul a fost fatal. Bilanțul persoanelor care au murit înecate în acest an a ajuns la 21. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Inconștiența i-a adus moartea unui tânăr care a ignorat pancarta cu notul interzis și a sărit de pe pasarela din Mamaia în valurile agitate. Deși prietenii i-au spus să nu mai repete gestul, tânărul s-a aruncat în apă și pentru a doua oară, însă de această dată săritura i-a fost fatală. Și la Costinești, un bărbat de 40 de ani a murit în mare. Mai bine de o jumătate de oră au încercat medicii să-l resusciteze pe acesta. Salvamarii au arborat steagul roșu în zona de sud a litoralului, scăldatul în mare fiind interzis din cauza valurilor mari și curenților puternici, dar mulți dintre turiști aleg să ignore interdicția. Aceeași soartă a avut-o și un tânăr de 18 ani din Târgoviște. Băiatul venise în vacanță cu mătușa și unchiul său. A intrat în mare să se joace cu o minge împreună cu alt tânăr. Cei doi au ignorat avertizările salvamarilor. Fără să-și dea seama, cei doi turiști adolescenți au fost luați de valuri, dar mai ales de curenții extrem de puternici și purtați spre largul mării. Când au fost chemați de către salvamari, tinerii au încercat să vină spre țărm. Unul dintre aceștia a apucat să vină singur spre mal. Cel din Târgoviște a fost scos cu greu de salvamarii care au și început procedurile de resuscitare. Am fost solicitat prin 112 pentru un pacient necat pe plaja Olimp, în Olimp, în stațiunea Olimp. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj B2 și elicopterul SMURT. A fost găsit un pacient în stop cardiorespirator. Din păcate, medicii nu i-au mai putut salva viața. Până acum, numărul oamenilor care și-au pierdut viața în Marea Neagră a ajuns la 21. Vremea caniculară lovește la final de vară, la fel ca și până acum. Meteorologii au anunțat că vremea se va menține extrem de călduroasă în următoarele zile. Maximele vor atinge 35 de grade, iar disconfortul termic va face temperaturile ridicate și mai greu de suportat. Spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Sfârșitul lunii august se anunță unul extrem de fierbinte. După o vară mai ploioasă ca niciodată, a venit rândul caniculei să dea bătăi de cap românilor. S-au atins și zilele trecute 35, izolat 36 de grade, disconfortul termic în special pentru zona
marilor orașe este unul destul de ridicat. Cele mai ridicate valori vor fi resimțite în zona de câmpie, în sudul și vestul țării. Zonele afectate în mod special sunt lunga Dunării, sudul Olteniei, Muntenia și Banatul. Meteorologii vin însă cu vești bune pentru turiștii ce pleacă în vacanță la mare în perioada imediat următoare. Ceva mai bine pe litoral, unde nu se va mai depăși 30 de grade, 28-29 temperatura în aer, marea în continuare foarte caldă. Dacă pe litoral probabilitatea să plouă este una foarte scăzută, cei care au ales muntele au ghinion. În special în zonele montane și submontane sunt nori care determină ploi de scurtă durată, fenomene electrice, poate și scurte rafale ale vântului. Panică în județul Harghita, un urs a făcut ravagii prin grădinile mai multor familii din Miercurea Ciuc, după care a luat-o la fugă pe aleile unui liceu. Localnicii din Miercurea Ciuc trec prin clipe de groază. Oamenii s-au trezit la primele ore ale dimineții cu un musafir nepoftit, un urs care căuta cel mai probabil mâncare. Animalul a intrat în mai multe gospodării unde a rupt gardurile. Lucrurile nu s-au oprit aici. Animalul a ajuns în curtea Colegiului Național Octavian Goga din oraș. Din fericire, numai o minune a făcut ca în incinta școlii să nu fie nimeni. Asta deși a început cea de-a doua sesiune a bacalaureatului. Oamenii au sunat de urgență la 112. Colegii mei se află în zonă, asigură perimetru, astfel încât să nu se afle în pericol nicio persoană aflată în zonă, fie că vorbim de trecători sau de localnici. Se plimbă pe o zonă destul de mare, noi în orice caz avându-l în permanență în atenție. Este tot timpul observat de către colegii mei, nici o clipă nu a fost pierdut din ochi. Astfel, oamenii au fost anunțați să rămână în case pentru a evita întâlnirea cu ursul, iar autoritățile încearcă îndepărtarea acestuia din zona respectivă. Ursul a apărut în oraș la doar câteva zile după ce un alt animal, care a provocat mai multe daune în gospodăriile din stațiunile Băile Tușnad, a fost împușcat. Episodul jafurilor de la Sinești se repete la Țăndărei de această dată. O familie cu doi copii din Galați, care se întorcea de la mare, a trăit clipe de groază după ce mai multe mașini au încercat să o blocheze în trafic. Oamenii au apelat imediat 112, însă nimeni nu le-a venit în ajutor. Ba din potrivă, povestesc oamenii, i-au sfătuit să meargă înapoi la Țăndărei pentru a depune o plângere. Povestea unei familii hăituite pe șosea pare desprinsă din filmele de groază. Cei doi părinți și copiii lor se întorceau de la mare când mașina în care se aflau a fost atacată. Femeia a explicat că totul a fost în regulă până la intrarea în Țăndărei. Acolo, pe un drum deloc iluminat, s-au trezit prinși între trei mașini. Mama celor doi copii își amintește că a întors, însă tot nu a scăpat de tâlhari. Mai mult, în afara celor care urmăreau mașina, din față a mai apărut încă o dubiță. Atunci a fost momentul în care femeia a căutat cu groază un loc de scăpare și tot atunci soțul său suna la 112, timp în care o ploaie de pietre s-a abătut peste mașina în care se aflau. Urlam și spuneam că am un copil bolnav în spate, un copil care e speriat pentru că s-a trezit, aruncă țiganii în noi cu diverse obiecte, ce facem? Însă poliția nu a părut deloc impresionată de clipele de groază povestite de mama copiilor. Polițistul de la 112 a zis, am început să întreb, dar nu cumva v-ați șicanat în trafic, dar nu cumva... Adică întrebări din astea, că pentru a sincer, din punctul meu de vedere, sunt întrebări pe care le pui din dorința de a trage de timp. Auzi că este o familie cu doi copii în mașină care a pățit ceva în secunda 2, trimiți un echipaj. Nici vorbă de așa ceva însă. Un echipaj ar fi putut să-i aștepte la câteva zeci de kilometri de locul unde au fost atacați. Și îmi spune, da, știți, aș putea să vă scot în față, exact așa a spus soțului, un echipaj, o mașină, dar tocmai la Gura Ialomiți, adică undeva la câți kilometri cătă? 50 de kilometri, 40? Mai puțin. Să zic până în 20 de kilometri. Doar că varianta poliției nu seamănă deloc cu ceea ce a povestit femeia. Halucinant, polițiștii susțin că înainte să sune la 112, tatăl celor două fetițe ar fi telefonat chiar unuia dintre cei care îl urmăreau, care și el ar fi sunat la 112 să reclame niște mașini suspecte, una dintre ele fiind chiar cea a familiei pe care o urmărea. Cât despre vreo anchetă, cei care se consideră victime să facă o plângere oficială, altfel nu se va întâmpla nimic, au concluzionat sec polițiștii. Momentele de groază prin care a trecut familia ce se întorcea de la mare au avut loc la doar câteva luni de la cazurile de la Sinești. Potrivit polițiștilor, 37 de șoferi au fost atacați până în luna mai doar la Sinești. Oameni care au oprit pentru un popas și, într-o clipă de neatenție, au rămas fără lucrurile din mașină, ori s-au trezit cu roțile înțepate pentru ca hoții să poată acționa în voie. Cu toate astea, în ultimele două luni nu s-a mai auzit nimic despre ancheta care fusese deschisă ca urmare a tâlhăriilor de pe drumul european 85.
Accident grav în această dimineață în Piața Victoriei din București. 3 oameni au fost răniți după ce un autobuz s-a ciocnit cu un autoturism. Potrivit celor de la Brigada Rutieră, de vină pentru producerea accidentului este șoferul mașinii care nu a acordat prioritate și s-a izbit de autobuz. Bărbatul venea de pe bulevardul Iancu de Hunedoara, iar la intersecție cu Las Cărcat Argiu a fost prea grăbit ca să lase autobuzul să treacă. Toți cei 3 răniți sunt din autoturism, în autobuz, nefiind niciun călător. După incident, traficul a fost oprit în zonă 10 de minute. Accident grav și într-o localitate ieșană, câțiva oameni care profitau de vremea frumoasă la o terasă au fost complet luați prin surprindere când un autoturism i-a izbit din plin. Asta după ce un șofer a intrat în coliziune cu 2 mașini parcate, iar una dintre acestea a fost proiectată direct înspre clienți. Întreaga scenă, soldată cu 5 victime, a fost surprinsă pe camerele de supraveghere ale localului. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Câțiva clienți ai unui bar din Schitul Duca stăteau relaxați la masă și parcă nimic nu prevestea ce avea să se întâmple în clipele imediat următoare. Pe imagini se vede clar cum un șofer vitezoman lovește din plin mașina staționată chiar în spatele oamenilor. Cum terasa era una deschisă, iar stâlpii de metal nu au fost nici de cum o protecție suficientă, autoturismul se oprește abia în peretele localului. 5 dintre persoanele aflate la terasă au fost grav rănite și au avut nevoie imediată de îngrijiri medicale. La fața locului a fost trimisă autospeciala SMURD pentru victime multiple. Alături de aceasta au ajuns și polițiștii de la rutieră pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Vești proaste pentru fanii Simonei Halep, lidera ierarhiei mondiale, s-a retras din turneul de la New Haven. Simona a dat vina pe programul încărcat din ultimul timp. Aceasta a jucat 2 finale în doar 8 zile. Hi everyone, Simona here in New Haven. I'm really sorry to tell you that I cannot play this tournament anymore. I really wanted to play it and also I saw that many fans bought the tickets to see me playing. I had so many matches in the last 2 weeks, so După turul de forță din ultimele zile, Simona Halep s-a decis să spună pas turneului de la New Haven. Românca ar fi trebuit să joace în turul 2 cu sportiva italiană Camila Giorgi. A promis însă că va reveni sezonul următor. Liderul ierarhiei mondiale a avut un parcurs de vis în circuitul nord-american. Simona a câștigat Roger Cup și a jucat finala la Cincinnati. Românca va reveni la US Open, ultimul Grand Slam al anului, care începe la 27 august. S-a ales cu o grenadă în picior, dar și cu o bacterie extrem de periculoasă, este povestea unui protestatar din Piața Victoriei, care acum acuză spitalul în care a fost tratat că mai rău l-ar fi îmbolnăvit. Simptomele au apărut la scurt timp după ce bărbatul a fost externat din București și a plecat acasă la Timișoara. Febră și frisoane apărute din senin. Acestea au fost primele simptome acuzate de protestatarul timișorean la scurt timp după externarea sa. În urma unor analize de laborator a aflat și explicația pe care a postat-o pe o rețea de socializare, însoțită de actul medical doveditor. Sâmbătă am fost externat de la municipal și am plecat la Timișoara. În noaptea de sâmbătă spre duminică am început să fac febră, frisoane, tot ce trebuie. Duminică am fost la spitalul Victor Babeș din Timișoara cu probe pentru analize, dar mi s-a spus că nu e nimeni și să revin dimineață. Dimineață am dus probe la Sinevo și acum am luat rezultatele. Clostridium, și că este o bacterie cu care trebuie să mă lupt acum. În noaptea de 10 august, bărbatul a ajuns de urgență la spital, unde a fost operat după ce un rest dintr-o grenadă cu gaze lacrimogene l-a nimerit în picior. Despre infecția cu Clostridium este cunoscut faptul că se dobândește cel mai frecvent din spital din cauza excesului de antibiotice, ori transmisă de la un bolnav la altul. Acesta se manifestă la nivel digestiv și poate avea complicații care se ducă până la decesul pacientului. Liviu Dragnea a ajuns subiect de prime time și în Germania. Președintele PSD este considerat de jurnaliștii nemți principalul vinovat pentru corupția din România. Germania a fost și la Belina, dar și în Alexandria și arată cum a reușit Dragnea să dețină puterea în Telorman și apoi în România. Sie haben korrupte Politiker, aber sie lassen sich längst nicht mehr alles bieten. Zehntausende gehen derzeit überall in Rumänien auf die Straße. Die Forderung: Demisiar, Rücktritt. Hosia, die Diebe. Așa și încep jurnaliștii de la postul de televiziune ARD amplul reportaj despre Liviu Dragnea. Președintele PSD este în viziunea acestora principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă acum în România. In Zentrum der Kritik steht er,
Livio Dragna, der Parlamentspräsident. Der Mann hat ein honoriges Amt in der Hauptstadt Bukarest, macht sich aber offenbar zu Hause auf dem Land dreist die Taschen voll. Darko Jakovlevic. Și au mers acolo de unde șeful PSD a pornit spre vârful politicii românești, județul Teleorman, prima dată în insula Belina. Ein Nebenarm der Donau, im Süden Rumäniens, im Landkreis Teleorman, eine der trostlosesten Gegenden Europas. Die Donauinsel Belina, streng bewacht, 347 Hektar, früher staatlich, heute bestimmt über Belina, allein Rumäniens umstrittenes Straßenbauunternehmen Teldrom. Es soll die Insel Belina geleast haben für gerade einmal 1500 Euro pro Monat. Und er soll das dubiose Geschäft ermöglicht haben, Rumäniens mächtigster Politiker Liviu Dragnea, Chef der sozialdemokratischen Regierungspartei und Parlamentspräsident. Ab und zu ist er selbst auf der Insel Belina, hat hier für sein Hobby jetzt freie Bahn, ohne die ortsansässigen Fischer. Früher bekam in Rumänien niemand eine Insel, aber hier ist es passiert. Und wir Fischer mussten weichen. Până când am văzut cu ochii noștri. Jurnaliștii germani aduc aminte și că Liviu Dragnea este anchetat pentru constituirea unui grup infracțional în cazul Teldrom și pentru obținerea ilegală de fonduri UE. Wenn Sie nichts mit Teldrom zu tun haben, warum haben Sie dann Angst vor der Berliner Ermittlung? Warum geben Sie nicht zu, dass Teldrom die Firma Ihres Clans ist? În Alexandria însă, acolo unde Dragnea a pus bazele imperiului său, financiar și politic, este o sărăcie lucie, mai arată jurnaliștii germani. Iar șeful PSD se folosește cu succes de sărăcia oamenilor. Ganze Haus ist einmal ohne elektrischen Strom geblieben, es gab kein Licht. Doch Dragnea war der einzige, der zu uns kam und uns wieder mit elektrischem Strom versorgte. Er hat uns auch Essen gebracht, er ist mit dem Auto hier direkt vorgefahren. Er persönlich? Ja, Dragnea persönlich. Și vorbesc nemții și despre presiunile pe care le face Liviu Dragnea pentru a se feri de mâna justiției, de la modificarea legilor până la anihilarea protestelor din 10 august. An die 100.000 Menschen wollen sich das nicht gefallen lassen. Es ist der 10. August. Auf einmal wird der friedliche Protest aufgelöst, mit Tränengas geschossen, abgefeuert von Sondereinsatzkräften. Einer der brutalsten Polizeieinsätze in Rumänien seit der Wende 1989. Peste 450 de oameni răniți și o anchetă penală. Și cam atât, subliniază jurnaliștii, care adaugă că acum guvernul încearcă să dea protestului imaginea unei tentative de lovitură de stat. Norica Nicolai nu se lasă. Europarlamentarul ALDE vrea anchetă pentru a afla dacă imaginile cu jandarmii care băteau protestatarii sunt autentice. În urmă cu câteva zile, Nicolai susținuse că filmările din noaptea de 10 august sunt trucate. Imaginile cu sutele de oameni nevinovați bătuți de jandarmi în Piața Victoriei nu au convins-o pe Norica Nicolai. Europarlamentarul ALDE vrea anchetă pentru a afla dacă ce a văzut o țară întreagă este sau nu real. S-a părut normal să-mi exprim o îndoială, dar îndoiala mea va fi confirmată sau infirmată de o anchetă pe care o sper că va fi una corectă și obiectivă, dar doresc să se finalizeze, pentru că din 1990 încoace, în România tot am avut proteste, tot am avut tentative de anchetă, dar nu avem niciun rezultat. Argumentul Noricăi Nicolae este halucinant. Am mai văzut scenele acestea și în alte țări. Unele imagini mi se păreau standard, cu jandari care loveau protestatari. Am văzut forțe de ordine în afara țării de multe ori lovind protestatari. Și lucrul ăsta mi s-a părut cumva ciudat. Norica Nicolae a vorbit și despre presupusa prezență a unor grupuri organizate de huligani la proteste. Eu nu știu dacă au fost galeriile de fotbal prezente în, la protest, dar am înțeles din mai multe lor de poziție publice că galeriile în mod organizat nu au participat la protest. Păi... Este un fenomen cu care ne confruntăm toți și este foarte grav, pentru că dincolo de violență este și foarte costisitor din punct de vedere financiar. Județul Iași se poate lăuda cu un mediu de afaceri prosper, mai multe firme, cifre de afaceri mai mari și mai mulți angajați. În top există și o firmă care aparține Ministerului Sănătății, Antibiotice S.A. 2 miliarde de lei.
Atât este cifra de afaceri a companiei care domină topul firmelor din județul Iași. Vorbim de Delphi Diesel Systems Romania SRL cu o cifră de afaceri mai mare decât suma cifrelor de afaceri ale următoarelor 9 companii din top, care abia ajung la 1,1 miliarde de lei și a și crescut de anul trecut cu 100 de mii de lei. Deși la distanță destul de mare, Ministerul Sănătății se poate lăuda că ocupă locul 2 în acest clasament prin compania Antibiotice SA, pe care o are sub tutelă. O cifră de afaceri de aproape 338 de milioane de lei are firma de medicamente. Locul 3 este ocupat de o companie specializată în comerțul de piese și accesorii pentru autovehicule. Și la numărul de angajați, prima este tot compania Delphi Diesel Systems Romania, cu peste 2000 de salariați. După acest criteriu, Antibiotice Iași este pe poziția a treia cu 1420 de angajați, fiind urmată de compania de transport public Iași cu 1327 de salariați. În top se mai află și compania de apă din Iași, dar și cea de salubritate. Per total, reprezentanții Camerei de Comerț Iași, instituția care a realizat clasamentul, spun că au motive de laudă. Datele financiare ale companiilor din județul Iași pe anul trecut arată că au fost cu 8% mai multe firme active decât în 2016 și că au cumulat o cifră de afaceri de aproximativ 5,17 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu aproape 10% mai mult decât în anul 2016. Darius Vâlcov continuă să atace trustul realitatea fără să facă însă nimic. Consilierul prim-ministrului anunță că postul de televiziune nu a plătit niciun leu ca taxe și impozite în ultimul an. Cu toate acestea, fiscul nu a avut niciun fel de reacție până acum. Darius Vâlcov a vorbit din nou despre situația extrem de ciudată a postului Realitatea TV. Consilierul prim-ministrului ne anunță acum că televiziunea nu a plătit niciun leu la buget anul trecut. Realitatea nu are plan de reorganizare de 7 ani și în ultimul an nu a plătit niciun leu la bugetul de stat. Scriu asta aici pentru că nu se poate intra în direct la acest post dacă nu ai grade pe umăr, ne spune Darius Vâlcov. Cu alte cuvinte, guvernul pe care acesta îl reprezintă nu este capabil să strângă niciun ban de la postul respectiv. Realitatea TV se află de peste 7 ani în insolvență și deși legea spune că ar trebui să-ți plătești la zi taxele și impozitele, acest lucru se pare că nu se întâmplă absolut deloc. Deși statul are toate instrumentele necesare, nici ministrul de finanțe Eugen Orlando Teodorovici, nici șeful fiscului Ionuț Mișa nu au mișcat un deget pentru a aplica legea. În urmă cu câteva zile, același Darius Vâlcov ne-a anunțat că trustul Realitatea TV fură de la stat 7 dolari pe minut, adică 9.000 de dolari pe zi. Cu toate acestea, niciun oficial ANAF nu a binevoit să explice situația. Primăria Plan pentru combaterea țânțarilor din capitală, municipalitatea a anunțat că a demarat acțiuni de stârpire a insectelor în toate sectoarele. Va fi cea de-a 11-a acțiune de acest gen din această vară. Vremea neobișnuită din această vară a dus la o înmulțire fără precedent a insectelor. Țânțarii le-au dat mai mult ca oricând bucureștenilor bătăi de cap. Primăria a anunțat că a demarat o nouă acțiune de combatere a insectelor. Primăria municipiului București demarează un nou tratament de combatere a țânțarilor care va fi aplicat în toate cele 6 sectoare ale capitalei, pe aliniamentele stradale, spații verzi, scoaruri, unități militare, în curțile spitalelor, precum și în zonele cu vegetație abundentă. Se va acționa cu un număr total de 12 utilaje de mare capacitate și un număr de 24 de operatori, anunță municipalitatea. Substanțele folosite acționează în cel mult 24 de ore de la aplicarea lor. Potrivit primăriei, anul acesta au fost prevăzute numai puțin de 12 tratamente de dezinsecție față de doar 6 câte se făceau anii trecuți. Nu doar Carmen Dan a oferit astăzi explicații în doi peri în fața Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, același lucru l-a făcut și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Raed Arafat susține că nu există nicio legătură între moartea protestatarului de 68 de ani și intervenția brutală a jandarmilor. Chiar dacă omului s-a făcut rău din cauza gazelor folosite în piață, Arafat susține că tragedia nu a fost provocată de forțele de ordine. Protestatarul de 68 de ani și-a pierdut viața la doar câteva zile după protestele din Piața Victoriei, după ce a inhalat gazele folosite de jandarmi. Cu toate acestea, Raed Arafat susține că între cele două evenimente nu există legătură. Cel mai probabil a fost un alt episod medical separat care nu are corelare cu situația care a fost în 10 august. Asta este ce pot să pun acum pe baza informațiilor care le am. Raed Arafat susține că fișele protestatarilor care au cerut în acea seară din 10 august primul ajutor de la echipajele SMURD aflate în Piața Victoriei erau total diferite față de cea a bărbatului decedat. Toți care s-au prezentat
De regulă, dacă au fost expuși la gaze, deci la substanțe, mai bine zis, au fost expuși substanțelor, s-a trecut acolo, fie că au avut lacrimare, fie că au avut tusă, fie că au avut ceva. La acest caz se trece mai degrabă epistaxisul și hipertensiunea arterială. Colegii au pus și pulsoximetrul pe el și a avut oxigenarea perfect normală, deci 97%, ce se încadrează în parametrii foarte normali. Totodată, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a admis că acestea sunt datele pe care le are în acest moment, însă cauza exactă a decesului va fi cunoscută în urma autopsiei. Elocvent va fi rezultatul autopsiei, care o să ne spună care era cauza decesului, ce s-a întâmplat. Deci, dacă se găsește o corelare, singurii care pot să o găsească, cred, în final, vor fi cei de la medicină legală. Fiica bărbatului mort este de altă părere. Aceasta este convinsă că starea tatălui său a fost agravată de gazele folosite de jandarmi. Ne-a povestit că înainte de acest episod, tatăl dumneaei n-a mai avut niciodată astfel de momente de hemoragii sau episoade severe de acest fel. Și dacă facem cumva o conexiune cât se poate de logică și de bun simț, este clar că probabil a existat o conexiune între inhalarea de gaze lacrimogene și starea agravată a acestui om. Dacă se va demonstra că acest deces a fost cumva declanșat de inhalarea de gaze lacrimogene după protestul din 10 august, atunci, da, putem vorbi despre agravarea situației și pentru cei care au gazat populația în seara aceea. Bărbatul în vârstă de 68 de ani din Turnu Măgurele, care a murit în noaptea de 19 spre 20 august la spitalul din Alexandria, ar fi leșinat după ce a inhalat gaze lacrimogene la mitingul din Piața Victoriei. Totodată, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că bărbatul suferea de boli cronice. Polițiștii din Teleorman au deschis un dosar penal după moartea protestatarului. UEFA nu glumește în cazul incidentelor care au loc pe stadioane la meciurile din cupele europene și a deschis o anchetă în acest sens după cele petrecute la meciul FCSB Hajduk Split. La meciul retur de la București, de pe Arena Națională, fanii bucureșteni și-au dat în petec în mai multe rânduri cu toate avertismentele emise de crainicul stadionului. Acum, cei care pot suporta consecințele sunt jucătorii pregătiți de Nicolae Dică. De lovitură. Iată, revedem. Aruncat cineva din tribune. FCSB a avut o organizare deficitară la meciul retur cu croații de la Hajduk, iar problemele din partea suporterilor nu au întârziat să apară. Acest lucru poate aduce consecințe grave clubului bucureștean. În cadrul procedurii disciplinare deschise de Forul European împotriva echipei FCSB, clubul va fi anchetat pentru aruncare de obiecte în teren, folosirea de materiale pirotehnice și pătrunderea suporterilor pe suprafața de joc. În minutul 53 al meciului retur dintre FCSB și Hajduk Split, Dragoș Nedelcu a fost lovit în plină figură de un obiect aruncat din tribună, chiar din zona ocupată de fanii roșalbaștrilor. În urma incidentului, fotbalistul s-a ales cu o fractură de piramidă nazală. Cazul va fi judecat pe 31 august, la o zi după returul cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League, ceea ce înseamnă că eventualele sancțiuni ar urma să intre în vigoare abia după ce va avea loc returul cu austriecii de la Rapid Viena. Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, nu se declară îngrijorat de posibila suspendare. Despre acest lucru are rost să vorbim abia după ce am reușit să trecem de Rapid Viena. Până atunci nu și-are rostul și oricum noi nu avem ce face pentru că astfel de lucruri există și nu ai ce să faci. Acuzații grave la Google, gigantul american ar fi spionat milioane de utilizatori de telefoane iPhone, dar și cele cu sistemul Android. Chiar dacă aceștia folosesc o setare pentru a preveni acest lucru, Google este cu ochii în patru pe activitatea internauților. Potrivit unei plângeri înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute, Google i-ar fi dezinformat pe utilizatorii care opresc funcția Location History. Deși aceștia credeau că nu vor mai fi monitorizați, se pare că gigantul a continuat să le stocheze toate datele. Reclamantul, un bărbat din San Diego, vrea să pornească un proces colectiv în numele utilizatorilor de telefoane cu sistem Android și de iPhone-uri care au oprit funcția de urmărire. Bărbatul solicită despăgubiri pentru încălcarea de către Google a legislației din California referitoare la confidențialitatea datelor și a intruziunii în viața privată a oamenilor. Acesta susține că Google l-a urmărit ilegal prin intermediul telefonului său cu sistemul Android și ulterior prin intermediul iPhone-ului său pe care a descărcat unele aplicații ale Google. El mai spune că obiectivul principal al Google este de a monitoriza utilizatorii de telefoane și să permită unor terțe părți să facă acest lucru. Reprezentanții Google nu au dat până acum o poziție oficială. Operațiune de salvare contra cronometru, o mașină a plonjat direct în apă într-un port din Statele Unite, iar oamenii n-au stat nici de cum nepăsători. În loc să aștepte intervenția echipajelor de salvatori, trecătorii și-au unit forțele și au reușit să-i scoată.
la suprafață pe cei doi pasageri captivi și pe micuțul lor patruped. Cu toții au scăpat teferi și nevătămați. Italia, cel puțin 10 turiști au murit pe un munte după ce zona în care se aflau a fost inundată de un pârâu care s-a umflat ca din senin. Printre morții nu se află niciun român. Tragedia a avut loc într-un canion din zona Calabria. Aici, peste 30 de excursioniști încercau să escaladeze peretele canionului când au fost surprinși de torentul ucigător. 10 oameni, 4 femei și 6 bărbați au murit înnecați sau striviți de stânci. Alți 6 excursioniști au fost răniți grav, iar încă 18 au fost salvați dintre stânci cu răni care nu le pun viața în pericol. Autoritățile nu exclud însă posibilitatea ca numărul victimelor să crească, pentru că încă nu știu exact câți turiști se aflau în acel moment pe munte. Așa că cercetările salvatorilor au continuat și pe timp de noapte. Din cauza numeroaselor dificultăți, defileurile Raganiello, acolo unde a avut loc tragicul accident, sunt un traseu recomandat numai excursioniștilor cei mai experimentați. Ba mai mult, pentru o mare perioadă de timp, traseele au fost blocate pentru ca niciun turist să nu-și mai riște viața. Papa Francisc a transmis o scrisoare deschisă credincioșilor catolici din întreaga lume și a condamnat abuzurile sexuale de care se fac vinovați preoții și cei care l-au mușamalizat de-a lungul ultimelor decenii. Nu am arătat nicio grijă pentru cei mici. I-am abandonat, se arată în textul semnat de suveranul pontif, care își cere iertare de la victimele care au avut de suferit. În ultimele zile a apărut un raport care detaliază ceea ce au trăit cel puțin 1000 de copii care au fost victime ale abuzurilor sexuale, abuzuri de putere și de conștiință comise de preoți timp de aproape 60 de ani. Deși putem spune că majoritatea cazurilor aparțin trecutului, putem constata că rănile provocate nu dispar niciodată, ceea ce ne obligă să condamnăm cu forță aceste atrocități. Papa Francisc a transmis această scrisoare după publicarea unui raport al justiției americane care documentează 300 de cazuri de abuzuri sexuale comise de preoții catolici în statul Pennsylvania și identifică cel puțin 1000 de minori molestați începând din anul 1940. Înaltul pontif a precizat că dacă în trecut omisiunea a fost o formă de răspuns în fața abuzurilor, acum biserica trebuie să răspundă cu solidaritate și a cerut denunțarea tuturor celor care au pus în pericol integritatea unei persoane. Papa a explicat că în mai multe regiuni ale lumii se acționează pentru a proteja integritatea copiilor și adulților prin aplicarea toleranței zero împotriva abuzurilor sexuale și prin tragerea la răspundere a tuturor celor care comit aceste fără de legi. Scrisoarea de 3 pagini este făcută publică de Vatican cu doar câteva zile înainte de vizita suveranului pontif în Irlanda, țară devastată de scandalurile în care au fost implicați preoți catolici care au molestat și agresat sexual copii de-a lungul timpului, cu știința superiorilor care s-au prefăcut că nu cunosc adevărul. Kevin Spacey, eșecul militor, noul său film a avut încasări de doar $126, asta în condițiile în care producția a costat 15 milioane de dolari. Doar 10 bilete au fost vândute în prima zi de proiecție a celui mai nou film în care apare celebrul actor. And the Butcher. Între cele amuzante la Berlin, 60 de căței și-au disputat titlul de cel mai rapid mops din lume. Unii participanți au avut nevoie de 40 de secunde pentru a parcurge cursa de 50 de metri. Alții și-au pierdut concentrarea și a fost nevoie de intervenția și încurajările stăpânilor pentru a reveni pe drumul cel bun. Iar alții au făcut cale întoarsă chiar înainte de a trece linia de final. Emma, câștigătoarea trofeului în ultimii 2 ani, și-a adjudecat și acum marele premiu. Și, deși câștigătorul este numai unul, cert este că atât concurenții cât și familiile lor s-au simțit de minune. Final de jurnal, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. În câteva minute vă întâlniți cu Laurențiu Botin, iar eu vă aștept mâine dimineață începând cu ora 10. O zi minunată tuturor!